Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. A doua săptămână a lunii noiembrie va începe cu un aspect pozitiv între Venus și Pluto. Un trigon armonios va aduce perspective bune în domeniul finanțelor și va neutraliza aspectele negative în muncă și relații. Luni va fi o zi favorabilă pentru rezolvarea problemelor de impozite, împrumuturi, asigurări și moșteniri. Noi perspective romantice se vor deschide pentru taur, balanță și pești, iar berbecul și scorpionul își vor putea crește bunăstarea materială. Mercur în trigon cu Neptun, marți este cel mai bun moment pentru a combina intuiția și intelectul pentru a rezolva probleme complexe, gemenii vor avea un succes deosebit în această perioadă deoarece vor putea să rezolve probleme profesionale de lungă durată și să dezlege nodurile gordiene din viața personală, mulți reprezentanței acestei zodi vor lua decizii importante cu privire la relațiile existente în direcția întăririi acestora sau a trecerii la un nou nivel, peștii vor simți impactul trigonului de tranzit sub forma unei intuiții crescute și a apariției viselor profetice. Acestea din urmă vor indica direct opțiuni pentru desfășurarea evenimentelor, iar puțin mai târziu pot fi utile pentru analiza prezentului și viitorului. Majoritatea reprezentanților cercului zodiacal se vor simți bine în această săptămână, ceea ce le va permite să crească activitatea fizică și să ducă un stil de viață mai activ decât de obicei. Marți este o zi favorabilă examinărilor, procedurilor de diagnosticare și începerii tratamentului pentru boli complexe. Sextilul dintre Mercur și Pluto pe 9 noiembrie va întări darul persoasiunii în fecioară, gemen și scorpion. Berbecul și leul plănuiesc noi cunoștințe utile, iar capricornii vor putea în sfârșit să rezolve rapid problemele profesionale legate de documente. Din punct de vedere medical, Ziua este favorabilă intervențiilor chirurgicale și procedurilor cosmetice complexe, a face cunoștințe prietenoase este posibil pentru săgetător și vărsător, prietenia rezultată va fi utilă în rezolvarea problemelor profesionale și sociale. Taurul, balanța și peștii pot planifica în siguranță călătorii și deplasări în scop de afaceri. Adratura lui Mercur și Saturn vineri va aduce dificultăți în interacțiunile cu autoritățile oficiale și, prin urmare, se recomandă amânarea vizitelor la instituțiile guvernamentale până săptămâna viitoare, nici comunicarea de afaceri nu va fi productivă, practic nu va contribui la progresul în afaceri, merită să amânăm semnarea oricăror lucrări importante și, dacă este posibil, să amânăm examenele și certificările. Dificultății de digestie pot apărea la capricorni și vărsător, iar riscul de întors și luxații poate apărea la gemeni, balanță și fecioară. Cei care au antecedente de boli pulmonare sau neurologice cronice ar trebui să aibă grijă mai ales în această perioadă și să ia toate măsurile preventive posibile. Neînțelegerile cu mediul imediat cu vecinii sau frații și surorile sunt posibile pentru raci și lei. Săptămâna se va încheia cu opoziția lui Marte și Uranus, care va contribui la scăderea atenției și a concentrării și, de asemenea, va forma idei obsesive și eronate în mintea unora. În această perioadă, nu trebuie să conduceți, să participați la evenimente în masă sau să beți alcool. De asemenea, aceasta nu este cea mai bună perioadă pentru relațiile romantice, deoarece probabilitatea de conflicte, certuri și despărțiri este foarte mare. Berbecul și scorpionii pot avea excese și aventuri intime broște, în timp ce vărsătorul și capricornii pot avea noi hobby violente care vor aduce confuzii în ritmul obișnuit al vieții. Riscurile de răni, luxații, fracturi, tăieturi și arsuri vor fi, de asemenea, foarte mari pentru aproape toți reprezentanții Zodiacului. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?